Bună ziua! Am decis astăzi să vă prezint un telefon dintr-o gamă nouă pe care recent am adăugat-o și noi pe site-ul nostru. Este vorba de Auro. Acesta, telefonul la care o să facem un review, se numește M451. Este un telefon cu clapă. Putem să observăm în sare imediat în ochi tastele care sunt foarte mari, foarte proeminente. Putem foarte ușor să tastăm pe acestea. Este ideal, mă gândesc, pentru persoane mai vâznice sau, de ce nu, pentru anumite persoane care au degetele mai mari. Găsim butonul de apelare, respingerea apelului. Foarte ușor putem să navigăm folosind aceste taste. Yes, respectiv no. Observăm sub display. Sunt trei butoane M1, M2 și M3. Acestea pot fi configurate pentru apelare rapidă, fiecare către un anumit contact. Trebuie să precizăm că telefonul a fost lansat în luna septembrie 2010. Conform producătorului, vine cu un display ce suportă rezoluția de 240x320 de pixeli, acesta fiind TFT de 260.000 de culori. Trebuie să precizăm că are 145 de grame, dimensiunile fiind de 105x49x15 mm, 15 mm fiind grosimea telefonului. În partea de jos găsim port micro USB pentru cablele date. În partea din dreapta găsim taste de volum, un buton ce activează pe spate această torță, această lanternă. Găsim jack de 2,5 mm pentru căști, accesoriul care vine acest telefon, un loc pentru șnur, cât o vorbim de accesorii, mai găsim acest cablu USB, care la rândul lui se conectează la acest încărcător rețea. Mai găsim și acest stand, care putem să-l folosim foarte ușor pentru a ține telefonul, respectiv a-l încărca sau a copia, folosi pe post de să transferăm datele de pe telefon în calculator cu ajutorul cablului de date. Pe spate observăm o cameră. Aceasta este modestă, de 1,3 megapixel. Mai observăm un blitz, respectiv un difuzor pentru redare audio. Sistemul de operare al telefonului este unul propriu, este unul simpluț. Observăm pe ecranul principal câteva informații tipice pentru orice telefon din gama low-end, indicatorul bateriei, oră. Putem să observăm că este activat și Bluetooth, vine cu Bluetooth 2.0 cu A2DP. Observăm meniul, apăsăm pe acest buton din partea din stânga sus, intrăm foarte ușor în meniu. Phonebook are suport pentru 1000 de contacte, apelare foto, mesaje, SMS-uri, MMS-uri, EMS-uri, profile. Avem diverse opțiuni, general, outdoor. Putem să customizăm și profilul nostru propriu. Cameră. Diverse opțiuni. Camera este foarte modestă, în acest punct de vedere, 1,3 megapixel. Alarme, calculator, picture viewer. Ceea ce era și normal, având în vedere că dispune de o cameră. Extra, istorie recentă, radio FM cu RDS, manager al aplicațiilor, blacklist, stopwatch, calendar, e-book reader. Sunt curios și eu cine ar copia pe acest telefon o carte să o citească, având în vedere că are display-ul destul de mic, nu este tocmai un device indicat să citiți o carte. Ok. Diverse setări. Display, securitate, revenire la setările din fabrică, opțiune foarte utilă în momentul în care telefonul începe să facă anumite probleme, care din punctul nostru de vedere bănuim că provin de la software. Întotdeauna este indicat, acesta fiind primul pas, în momentul în care telefonul începe să aibă probleme, este indicat să reveniți la setările din fabrică. Mai trebuie precizat că telefonul în partea din stânga are acest buton de SOS. Poate fi configurat în funcție de țara unde îl folosiți să sune la un anumit număr de telefon. Trebuie precizat că vine cu o baterie de 900 mAh, care conform producătorului rezistă până la 240 de ore în modul așteptare și 10 ore în modul vorbire. Aceasta este prezentarea telefonului Auro M451.
Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.